Salutare, prieteni! Pentru ziua de luna acestei săptămâni, tipsorii noștri de pe site-ul biletul13.com v-au pregătit 3 pronosticuri. Haideți să le vedem! Kalmar Mjällby. Radu Oprea ne aduce în atenție o partidă din prima ligă suedeză, acolo unde de regulă spectacolul nu lipsește. Majoritatea echipelor din Suedia practică un fotbal ofensiv, iar apărările lor nu sunt prea exacte. Așa se întâmplă și cu aceste două echipe. Kalmar a evoluat de 8 ori pe teren propriu în acest sezon și în 7 dintre aceste meciuri s-au produs cel puțin 3 goluri. De cealaltă parte, echipa oaspete vine după 8 meciuri consecutive încheiate cu minimum 3 goluri. Prin urmare, Radu Oprea recomandă pariul de la Superbet, ambele echipe marchează sau 3+. Norrköping Häcken. Cele două formații sunt vecine în clasament, iar tipsterul Red crede că sunt șanse foarte mari să avem parte de un meci în care ambele echipe să mizeze pe cartea atacului. Norrköping a marcat de 15 ori și a încasat 6 goluri în cele 8 meciuri din acest sezon disputate pe teren propriu. De cealaltă parte, Häcken are un gol averaj de 10-12 în cele 7 deplasări de până acum. Prin urmare, Red mizează pe pariul total goluri 3+. Voluntari Gazmetan. Ilfovenii au luptat pentru salvarea de la retrogradare în sezonul trecut, în timp ce Gazmetan a evoluat în play-off. Cu toate acestea, Voluntar pornește cu prima șansă în acest duel, fiind o echipă solidă și omogenă de la venirea lui Mihai Teja pe banca tehnică. De cealaltă parte, Gazmetan se confruntă cu probleme financiare și a fost nevoită să renunțe la mulți dintre jucătorii importanți din campania precedentă. În opinia tipsterului CR7, Voluntar va reuși să câștige acest meci, așa că propune pariul 1 solist. Sper să vă inspire ponturile oferite de băieții noștri și să începe săptămâna cu bilete verzi. Ne revedem data viitoare!